Pandemia ne-a învățat că sănătatea are prioritate, dar și că prietenii adevărați la nevoie se cunosc. Bună seara! Începe retrospectiva săptămânii. Prelungirea stării de alertă a venit la pachet cu mai multe restricții. O bună parte din ele au fost ignorate chiar din prima zi. Asta în timp ce spitalele fac cu greu față numărului mare de infectări zilnice. În schimb, gripa sezonieră ne lasă să respirăm în acest an. România pune din nou numărul la depășirea crizei sanitare din Republica Moldova provocată de pandemia de coronavirus. 13 camioane românești cu echipamente medicale în valoare de 2,3 milioane de euro au ajuns la Chișinău și au fost distribuite în toate spitalele Republicii Moldova. Anul trecut, economia Republicii Moldova a fost puternic zguduită de două șocuri, pandemia și seceta, motiv pentru care s-a înregistrat un regres economic de 6,5%, fiind cea mai mare descreștere din ultimii 20 de ani. Trendul ascendent al noilor cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 era vizibil încă de la începutul anului. Așadar, era clar că urmează noi restricții pentru a opri dezmățul sanitar. Săptămâna a început cu noi măsuri de combatere a pandemiei care au venit la pachet și cu prelungirea stării de urgență în sănătate publică până pe 15 aprilie. Decizia aparține, desigur, Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică și prevede mai multe restricții, dar să le analizăm pe rând. Piețele vor fi deschise doar 3 zile pe săptămână, în transportul public se admit pasageri doar la jumătate de capacitate. O altă veste neașteptată îngustează mult cercul de oameni admis la ceremoniile din localuri. Nu vor mai putea fi organizate evenimente cu 50 de persoane, ci cu cel mult 20 de invitați. În continuare rămân închise cinematografele și cluburile de noapte. Curiosi acum câte din aceste restricții vor fi respectate ca la carte. Așa cum era de așteptat, noile restricții au fost încălcate încă din prima zi. Microbuzele erau pline ochi ca în fiecare dimineață. Asta deși regula spune că se permit pasageri doar la jumătate din capacitate. Nu, acum nu se respectă încă. Toți oamenii vor să plece. Chiar eu acum merg la dentist, am programare, la toți se trebuie. În schimb, troleibuzele din Chișinău nu erau atât de aglomerate, iar oamenii s-au conformat și au așteptat cu minți în stații. Mă uită dacă e aici când la ușă, când țintru, sunt lumea pe întru. Așa nu, mai stau la altul. Așteptăm o leacă să nu fie aglomerație, ne urcăm când este mai puțin lume. De cealaltă parte, transportatorii sunt nemulțumiți de noile reguli și chiar amenință cu proteste. Și să întrețin mașina așa, și să o aprovizionez, dar ne trebuie să fiecare zi. Eu pot 3 zile să nu mănânc, dar eu nu știu, trebuie să în toată ziua să o hrănești, dacă să o hrănești. Spuneți, vă rog, asta e o porcărie și o prostie. Pricina nu e asta, pentru că lumea merge în măști, pe un trat omul, cu mască frumușie, la măști, dacă n-au eu, i-am dat masca, am el, i-am dat omului mască, îi dau dezinfectați, poftim, băi. Nu s-a întâmplat că eu ia ca să aud că să mălăvească lumea din partea noastră. Și comercianții s-au ales cu noi restricții. În urma deciziei autorităților a fost restricționată și activitatea piețelor comerciale, astfel acestea vor fi deschise doar 3 zile pe săptămână, marți, joi și sâmbătă. Concentrați atât de mult la pandemia de coronavirus, cine a stat să se mai întrebe și de gripa sezonieră ce se mai aude? Aflați că din noiembrie anul trecut nu a fost înregistrat niciun caz de gripă. Specialiștii în sănătate publică spun că totul este grație măsurilor de protecție impuse de campania de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2. Între timp, Republica Moldova este în așteptarea vaccinului anticovid. Întârzierea se explică prin cererea mare de vaccinuri și prin lipsa capacității fizice de a distribui serul. Până atunci, autoritățile își testează capacitățile și simulează recepționarea vaccinului și începerea campaniei de imunizare. Primele cazuri de gripă apar de obicei toamna, prin luna noiembrie, doar că în acest sezon nu a fost înregistrat niciun caz, pentru că simptomele sunt asemănătoare. Mulți se întreabă dacă gripa nu s-a suprapus cu infecția cu noul coronavirus. N-aș spune că este o suprapunere a cazurilor de gripă sezonieră pe fondul de COVID, fiindcă investigațiile de laboratori care au fost efectuate și sunt efectuate săptămânal
la persoanele cu semne compatibile cu gripă și aceste investigații sunt paralele efectuate atât la RNA-ul virusului gripal cât și la SARS-CoV-2. La RNA-ul virusului gripal ele sunt negative. Chiar dacă nu avem deocamdată cazuri de gripă, experții în sănătate publică spun că nu am scăpat de viroze. Doar săptămâna trecută în Republica Moldova au fost înregistrate peste 5.000 de cazuri de viroze, cele mai multe la copii. Și totuși numărul nu este unul alarmant. În anii precedenți noi am avut mai multe cazuri. Probabil că aceasta este determinată și de restricțiile care sunt. Experții spun că situații similare se înregistrează și în țările vecine, dar și la case mai mari în statele europene. Preocuparea cea mare a autorităților rămâne pandemia de coronavirus. Au fost elaborate toate procedurile de vămuire. Vaccinul a fost încărcat în autorefrigerator și transportat la Depozitul Național de Vaccinuri din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Doar că aceste imagini sunt doar o simulare. În acest fel, autoritățile și-au testat capacitățile pentru recepționarea vaccinului și începerea campaniei de imunizare. Odată recongelat, vaccinul trebuie utilizat cât mai curând posibil, în maximum 120 de ore sau 5 zile. Cei de la Ministerul Sănătății spun că sunt complet pregătiți, însă doar vaccinul lipsește. Între timp, autoritățile sanitare din Federația Rusă vor să introducă vaccinul Sputnik V în Republica Moldova. Au fost depuse două cereri de autorizare la Agenția Medicamentului. Solicitările sunt în curs de evaluare. Între timp, autoritățile de la București își propun să producă în România unul dintre vaccinurile anticovid autorizate în Uniunea Europeană. Am avut o comunicare cu Comisia Europeană. Vom face un lucru mult mai bun. Vom încerca să producem vaccinul în România, la Cantacuzino. Ne-am arătat disponibilitatea de a produce vaccinul în România. Vom vedea ce vaccin va fi produs. Totul s-ar putea întâmpla la Institutul Cantacuzino din București. Tot acolo, din acest an, ar putea reîncepe producția de vaccin antigripal. Luna viitoare vor fi gata rezultatele testărilor și va fi clar dacă serul dezvoltat de cercetătorii români poate fi aprobat pentru a fi produs în următorul sezon. Eu sper ca la 15 martie să pot să verific vaccinul în fiole. Să sperăm că deficiențele produsului le-am depășit, că avem în momentul ăsta un vaccin gripal sigur. Vedem cum se comportă și în fiolă, vedem care va fi stabilitatea lui în timp și dacă totul va merge bine, așa cum am prognozat, va trebui doar să facem o mică investiție în area de producție, să putem ieși pe piață. În varianta optimistă, vaccinul antigripal românesc ar putea fi pe piață iarna viitoare, la aproape un deceniu de la ultimul ser produs în România. La un prim calcul, investițiile ar fi de câteva zeci de milioane de euro. În timp ce medicii văd vaccinul anticovid ca pe o salvare și se roagă ca imunizarea să înceapă cât mai curând, majoritatea cetățenilor Republicii Moldova privesc sceptic vaccinurile anticovid. Datele unui sondaj arată că doar 30% din populație acceptă serul. Declarația a fost făcută de coordonatorul campaniei de comunicare privind vaccinarea împotriva COVID-19, Alexei Ceban. Epidemiologul spune că, la fel ca în orice sondaj, există și o marjă de eroare, dar care ar fi prea mică încât să schimbe tabloul. Specialiștii îndeamnă cetățenii să aibă încredere în vaccinul anticovid-19, pentru că acesta este aprobat în urma studiilor clinice la nivel internațional. Medicul epidemiolog mai susține că procentul reacțiilor post-imunizare este de sub 1%. Toate trec rapid și nu necesită tratament. Totdeauna e mai bine să ne vaccinăm și să înțelegem că, în practic, prevenim infecția COVID-19. Dar în același timp, chiar dacă vaccinul nu are eficiență de 100%, are o eficiență împotriva complicațiilor severe, deci formelor grave. Odată fiind vaccinat, șansele de a face astfel de forme este una minimă. Republica Moldova urmează să primească peste 264.000 de doze de vaccin prin intermediul platformei COVAX, iar alte 200.000 vor fi oferite de România. Prima categorie de persoane admise pentru vaccinare, conform planului, sunt lucrătorii medicali. Prioritar cei din secțiile de COVID-19 și terapie intensivă. În etapa a doua vor fi imunizate persoanele cu vârsta de peste 60 de ani și cele cu boli cronice. În a treia etapă, vaccinul va ajunge la restul populației. Până atunci, autoritățile speră că va crește gradul de conștientizare și acceptarea vaccinului. Până începe imunizarea și până mai prinde lumea la curaj, România a pus din nou umărul la depășirea crizei sanitare din Republica Moldova. A trimis la Chișinău 13 camioane cu echipament medical. Mai exact, sunt 1,5 milioane de măști chirurgicale, 100.000 de măști de protecție, 100.000 de combinezoane și 100.000 de mănuși de unică folosință.
Toate sunt în valoare de 2,3 milioane de euro. Este pentru a doua oară de la începutul pandemiei când România trimite convoaie umanitare în Republica Moldova. De această dată, camioanele au parcat chiar în Piața Mare a Adunării Naționale din Chișinău, probabil în cel mai simbolic loc din Republica Moldova. Urmează imaginile și declarațiile acestei săptămâni. Acest ajutor din partea României, din partea țărilor Uniunii Europene, este o dovadă clară de prietenie și solidaritate. Suntem recunoscători și pentru ajutorul pe care îl alocă România pentru sectorul agrar, pentru fermierii noștri care au fost afectați și de secetă, din păcate. De asemenea, ne punem mari speranțe și așteptăm nerăbdare să ajungă și vaccinul în Republica Moldova, pentru că așa am putea să scăpăm mai repede de această năpastă. Contăm pe sprijinul tuturor țărilor Uniunii Europene în dialogul cu instituțiile europene, așa încât să putem să obținem și noi acces la vaccin. Vor continua să ajute la salvarea unor vieți și la gestionarea cât mai eficientă a pandemiei în Republica Moldova. Așteptăm acordul de la Chișinău, în special mă refer aici la încheierea celui de-al șaselea protocol adițional la acordul privind implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil de 100 de milioane de euro acordat de România Republicii Moldova. Sunt în continuare disponibile aproximativ 68 de milioane de euro pentru proiecte în baza acestui acord. Uniunea Europeană este alături de cetățenii Republicii Moldova și ca mecanismul Uniunii Europene de protecție civilă este un instrument eficient pentru oferirea suportului necesar în timpul rapid. Acestei pandemiei, Uniunea Europeană a oferit suport în mod constant pentru Republica Moldova cu echipamente de protecție și material medical, cu fonduri destinate revitalizării economiei și prevenirii impactul negativ al pandemiei, pentru întărirea sectorului de sănătate, cu asistența macrofinanciară și cel mai nou cu contract de reziliență care va aduce adiționale 300 de milioane de lei în plus pentru Moldova. Prețurile la carburanți au luat o razna, este a patra scumpire la pompă operată în ultimele două luni. Deci este Andrei cu mâinile legate, vă spunem în câteva minute la retrospectiva săptămânii. Nici în această săptămână lucrurile în politică nu s-au limpezit. Zilele trecute, Curtea Constituțională a respins cererea socialiștilor de a suspenda efectele decretului prezidențial, prin care președintele Maia Sandu a propus-o pentru a doua oară pe Natalia Gavrilița la funcția de prim-ministru. Lipsesc argumentele, au motivat magistrații constituționali. Curtea se va pronunța asupra constituționalității decretului pe 23 februarie, în contextul în care șeful statului nu a acceptat candidatura înaintată de majoritatea PSR Meșor. Cu decizia președintelui Sandu pusă pe pauză, Parlamentul nu poate face nicio mișcare. Iar până la pronunțarea unui verdict, premierul desemnat Natalia Gavrilița își croiește un plan în eventualitatea în care totuși va ajunge în fruntea guvernului. Premierul desemnat Natalia Gavrilița spune că ia în considerare scenariul în care forțele politice din Parlament, în dorința de a evita anticipatele, ar da votul de încredere pentru acest cabinet de miniștri. Totuși, prim-ministrul desemnat spune că un executiv condus de ea nu ar avea viață lungă. În cazul în care am fi votați,
am spus-o foarte clar în Parlament, că ne-am pregătit cu un program anticriză, deci un pachet anticriză și un set de măsuri anticorupție pe care le-am implementat imediat în primele săptămâni și am arătat lipsa suportului în Parlament. Nu văd cum socialiștii cu ușor ar vota pentru crearea procuraturii anticorupție sau a tribunalului anticorupție. Și în acest caz, guvernul și-ar da demisia. Dacă judecătorii Curții Constituționale vor declara constituțional decretul președintelui Maia Sandu, iar guvernul va primi vot de încredere în Parlament, Natalia Gavrilița spune că va demisiona după câteva săptămâni de activitate. Pe 11 februarie, guvernul propus de Natalia Gavrilița nu a obținut niciun vot în Parlament și astfel a ieșuat prima tentativă de învestire. Pentru a declanșa alegerile parlamentare anticipate, e nevoie de două tentative eșuate de formare a guvernului. O nouă săptămână, o nouă scumpire la pompă, prețul la benzină și motorină a crescut din nou. De fapt, este a patra majorare în ultimele două luni. În această perioadă, un litru de carburant s-a scumpit cu aproape 3 lei, ceea ce reprezintă în jur de 20%. Stațiile petroliere își justifică scumpirile prin creșterea prețului la petrol pe piețele internaționale și majorarea accizelor. Andre ridică din umeri și spune că nu poate să intervină în reglementarea prețului la carburanți pentru că iar împiedica metodologia de calculare a prețului. Prețul pentru un litru de benzină standard de 95 a ajuns să coste în medie 18,25 lei, cu 60 de bani mai mult față de săptămâna trecută. Motorina s-a scumpit cu 50 de bani și a ajuns să coste până la 15,55 lei. Gazul lichefiat e 10,95 lei, cu 65 de bani mai mult față de săptămâna trecută. Șoferii au rămas practic fără replică atunci când au văzut noile scumpiri la pompă. Foarte simțitor, la buzunar se vede foarte mult, când torni 200 mai înainte și acum când torni, se vede chiar la litraj. Trăia guvernanță cu perșa prieturi, nu-i valize noi. S-au scumpit cu 3 lei, practic, ultimele două luni. Da, da, așa, de 4 ori într-o lună, de la anul nou. Bate la buzunar? Desigur, dar pampezi, ia 1300 lei și ăsta-i. Nu este normal. Pentru așa o țară cu industrializare slabă, nu este normal să avem așa carburant scump. Și asta pentru că nu este prima scumpire din acest an a carburanților și nici măcar a doua. Prețul este modificat deja a patra oară în ultimele două luni. Scumpirile frecvente la pompă pare să-i fi afectat și pe deputați, cel puțin pe cei din PAS care au solicitat Andreului să schimbe urgent metodologia de calculare a prețurilor, pentru că cea actuală ar fi extrem de permisivă pentru petrol. Le permite să-și umfle cheltuielile așa cum vor ei. Aceștia își pot include în costuri tot felul de cheltuieli, cum ar fi cheltuieli de protocol, sporuri exagerate, călătorii, training-uri și așa mai departe. Și cu cât cheltuielile raportate de petroliști sunt mai mari, cu atât prețul pe care aceștia îl aplică consumatorilor este la fel mai mare. Subiectul se pare că va fi discutat și în cadrul Consiliului Suprem de Securitate, în special modul în care a acționat Andrei și Consiliul Concurenței în prevenirea înțelegerilor de cartel. La rândul lor, reprezentanții Agenției Naționale de Reglementare în Energetică notează că legislația actuală le limitează competențele de a interveni în formarea prețurilor la produsele petroliere. În situația specifică creată, metoda de plafonare a prețurilor la produsele petroliere conform cotațiilor plaț ar reprezenta un instrument transparent de corelare exactă a prețurilor la panourile stațiilor de alimentare cu evoluțiile înregistrate la bursele internaționale, asigurând o predictibilitate a fluctuației prețurilor. La sfârșitul anului 2018, Parlamentul a anulat mecanismul de plafonare a prețurilor și au stabilit doar niște limite pentru rentabilitatea activității de comercializare pe piața internă a produselor petroliere. Astfel, din martie 2019, petroliștii sunt în drept să stabilească tarifele fără să depășească rata de rentabilitate anuală de 10%. O familie din Rezina a reușit să construiască cu susținerea financiară a Uniunii Europene o salină artificială care nu se deosebește cu nimic de cele din România sau Ucraina. Cum arată salina, dar și cum se dezvoltă afacerea, vă spunem mai târziu în retrospectiva săptămânii. Israelul și Ciprul au încheiat un acord prin care de la 1 aprilie cetățenii vaccinați cu ambele doze pot călători liber între cele două țări fără să fie nevoiți să prezinte testul negativ la COVID ori să stea în carantină. Despre aceasta, dar și alte știri în rubrica 60 de secunde din lume.
Acordul privind libera circulație fără restricții între Israel și Cipru a fost încheiat de către premierii celor două state, cu așa numitul pașaport verde care atestă faptul că posesorul a fost vaccinat cu ambele doze. Israelienii vor putea merge în Cipru fără restricții, iar turiștii ciprioți vor putea veni în Israel în aceleași condiții. Un acord similar a fost încheiat de Israel cu Grecia săptămâna trecută. În pandemie, munca de acasă a devenit regulă pentru mulți angajați, dar de multe ori aceștia nu sunt singuri acasă, așa că nu pot lucra în liniște. Autoritățile japoneze au găsit însă o soluție pe care o aplică deja în capitala țării Tokyo. Cei care lucrează de la distanță pot închiria și anumite cabine de muncă amplasate în locuri publice unde se poate lucra în liniște. La un an de la începutul pandemiei, stațiunea tiroleză de la care a pornit infectarea în masa turiștilor din lumea întreagă arată sinistru. Nici urma de turiști și nici vreo perspectivă de optimism în condițiile în care în Austria explodează cazurile de infectare cu temuta tulpină sud-africană. Vulcanul Etna a erupt aruncând în atmosferă lavă și cenușă. A avut loc o explozie în partea de sud-est a craterului. Fluxul de lavă a ajuns la o altitudine de 2000 de metri. Nu au fost anunțate pagube materiale, însă activitatea aeroportului din Catania, Sicilia, a fost perturbată. S-a depus cenușă pe acoperișuri și pe străzi. Anul trecut, economia Republicii Moldova a fost puternic zguduită de două șocuri, pandemia și seceta, motiv pentru care s-a înregistrat un regres economic de 6,5%, fiind cea mai mare descreștere din ultimii 20 de ani. Cel puțin acestea sunt concluziile unui raport elaborat de experții Centrului Analitic Independent Expert Group. Pandemia de coronavirus și seceta au prins pe nepregătite autoritățile statului. La buget erau bani insuficienți pentru a face față crizei, motiv pentru care s-a eșuat în ajutarea agenților economici și cetățenilor. Prognozele specialiștilor în continuare în rubrica Cifra Săptămânii. Restricțiile de activitate și mobilitate, veniturile în scădere, consumul prudent, dar și reducerea cererii externe sunt doar câteva dintre motivele pentru care piața economică a fost în declin. Salvarea agenților economici a fost mediul online, însă nu toți erau pregătiți să pășească în noua realitate. Acum experții economici spun că una dintre lecțiile carantinei este descoperirea potențialului infinit al internetului pentru mediul de afaceri. Ele au intrat destul de prost digitizate. Spre exemplu, datele BNS arătau că în 2019 doar fiecare a patra întreprindere cu mai mult de 10 angajați avea o pagină web. Totuși, nevoia cumva a împins întreprinderile să se digitizeze forțat cumva. Cele mai afectate de criza financiară au fost companiile mici și mijlocii. Pentru anul 2021, experții prognozează o creștere economică de 5,4%. Principalul motor financiar va fi agricultura. Se așteaptă o recoltă bogată, lucru ce va reanima consumul intern, dar va genera și o relansare economică în regiune. Toate astea doar dacă autoritățile vor ține cont de câteva recomandări. Prioritatea adoptării unui pachet cuprinzător de măsuri de suport pentru firme și populație care ar soluționa și problema finanțării de deficitul bugetar și ar soluționa relansarea și ar susține relansarea economică pentru următorii ani. Acest pachet de măsuri noi îl vedem într-o trilogie de domenii. Analiștii economici spun că în prezent una dintre prioritățile statului ar trebui să fie simplificarea procedurilor birocratice de suport, dar și pregătirea pentru eventuale șocuri economice. Experții mai spun că revenirea economică e prognozată abia pentru a doua jumătate a acestui an. Pentru 2021 se așteaptă un deficit bugetar de 6,8% din PIB. Cei care nu pot ajunge la salinele din România și Ucraina, vine salina la ei. O familie din Rezina a reușit să construiască o mini-salină pentru tratament și îmbunătățirea stării de sănătate. Afacerea a fost susținută financiar de Uniunea Europeană, iar acum se bucură de un mare succes. Suportul, apropo, Udimului a fost, sau Uniunea Europeană a fost, adică, într-adevăr, foarte binevenit și a fost ca un ghiont pentru noi, ca un imbold, adică un șut foarte bun, pentru că a fost practic jumătate din sumă, în jur de 140.000 care au venit de la ei, adică a fost chiar o sumă foarte impunătoare. Și atunci când renunți la idee, pentru că suflă vântul în buzunare, îți
revine înapoi inspirația atunci când ai un suport? Total aici sunt aproximativ 20 tone sau peste 20 tone de sare din diferite părți. Să vedeți că sarea care este pe jos este de la Marea Egee, sarea bulgări de la Turda, sarea care este cărămidă făcută special pentru a construi saline este și ea adusă. Soții Bordiane își propun să creeze și o saună cu sare. Jumătate dintre pereți vor fi din cărămidă de sare, iar cealaltă jumătate din lemn. Ședințele de tratament într-o astfel de saună sunt benefice pentru cei cu boli ale sistemului respirator, probleme vasculare, digestive, migrene și chiar stres. Doamnelor și domnilor, aici punem punct retrospectivei săptămânii. Noi ne revedem și duminica viitoare la aceeași oră. Sunt Svetlana Gore și vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă, la revedere!